Dragi colegi, propun să începem prin aprobarea procesului verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Mulțumesc, domnule. Dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâri privind alegerea doamnei Cosmin Barnăr Iliana, președinte de ședință pentru luna februarie 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea atribuirii contractului concesionarii pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău și încheierii de către ATIS Bacău numele și pe seama OAT Târgovna a contractului cu SECE Ecosud SA București. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. Punctul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată. Punctul 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor oraș Târgovna. Punctul 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de sat și particular de pe raza orașului Târgovna pentru anul școlar 2018-2019. Punctul 8. Proiect de hotărâri privind însușirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Târgovna pentru anul 2017. Punctul 9. Proiect de hotărâri privind aprobarea prelungirii colaborării dintre orașul Târgovna și UNICEF România în cadrul proiectului incluziunii sociale prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău. Punctul 10. Proiect de hotărâri privind preluarea dreptului de concesiune stabilit în baza contractului de concesiune numărul 29 din 4-10-93 pentru imobilul teren situat în orașul Târgovna, strada generală Ieremia Grigorescu numărul 6, județul Bacău, proprietatea orașului Târgovna. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului din hotărârea Consiliului Local Târgovna numărul 76 din 28 august 2014, privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgovna, apurat prin HCL numărul 36 din 99. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind predarea rețelelor de apă din orașul Târgovna în județul Bacău, aferent de obiectivului de investiții, reabilitarea rețelei de apă în stațiunea turistă Târgovna în județul Bacău, către operatorul de servicii și canalizare SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației FUS, construirea locuință, subsol, parter, mezanin și garaj, împrejmuire teren și acord la utilități, amplasament, strada Crizantemelor numărul 14E, extravilan, orașul Târgovna, beneficiar Dudu Gică și Dudu Daniela. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru servicii publice de salubrizare persoane de Compania de Utilități Publice Târgovna pentru persoane juridice de pe raza orașului Târgovna. Punctul 15. Proiect de hotărâri privind aprobarea tarifului de colectare transport a deșeurilor abandonate pe raza orașului Târgovna, practicate de Compania de Utilități Târgovna. Punctul 16. Proiect de hotărâri privind stabilirea prețurilor și tarifele proiectate de Compania de Utilități Publice Târgovna în relație cu clienții, persoane fizice și juridice, precum și a tarifului orar pentru prestațiile executate de societate. Și ultimul punct, de pe ordinea de zi, 17, raportul primarului privind la aducerea în deplinire a hotărârii Consiliului Local Târgovna, adoptate în anul 2017. Avem și o suplimentare, dar întâi să punem la vot, dacă sunteți de acord, ordinea pe care tocmai am citit-o. Cine este pentru? Mulțumesc, nu am uitat. Suplimentarea ordinei de zi se referă la proiect de hotărâri privind aprobarea înscrierii unității administrative teritoriale oraș Târgovna în planul de amenajare a teritoriului național, secțiunea localități cu potențial turistic foarte mare. Sunteți de acord să introducem pe ordinea de zi și acest punct? Cine este pentru? Mulțumim, domnule. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâri privind alegerea doamnei Cosmin Barnăr Iliana, președinte de ședință pentru luna februarie 2018. Aveți favorabil, domnule. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău și anchetării de către ATIS Bacău, numele și pe seama OAT Târgovna, a contractului cu SECE Ecosud SA București. Comisia... Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 15 voturi.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la patrimoniul ATIS Bacău pentru anul 2018. Comisia Economică a fost nefavorabilă. Comisia Economică a fost nefavorabilă. Dacă sunt discuții? S-a dat avizii nefavorabile? Da. Este destul de mare dacă poți să ne argumenteze și ce au făcut în primul rând. Am crezut că cotizația a fost de 10.000 de lei. Anul ăsta e domnul nou. Dacă nu ne-am înscris la cuvânt, dacă nu ne-am înscris, dar ne-am înscris. Să-mi prezint de motivația avizului nefavorabil. Hai să lăsăm să termin, domnul. Da, în primul rând, ei nu vin, am citit și raportul și expunerea de motive. În expunerea de motive vin cu un argument de genul întrucât semnăm contracte și pentru și în numele OAT-ului dumneavoastră, contracte fabuloase, sume mari, avem nevoie de această sumă. Cum să ai nevoie de această sumă, de quadruplarea sumei, se urmărește suma cu 4, cotizația de 4 ori, cu 400%. Anul trecut au fost de 10.000 de lei, acum ne cer 40.000 de lei. N-au nicio motivă, nici nu ne-au spus ce fac cu cei 10.000 de lei pe care îi dăm noi în fiecare, care i-am dat până acum. Dar apoi cu 40.000 de lei, de asta am fost de acord. Și în primul rând este prea mare. Eu înțeleg, mărește o cotizație acolo cu 1, 2, 5%, 10%, știu eu. O indexez, vezi, Doamne, că ai nevoie de nu știu, dar să vii de 4 ori cu această cotizație, nu cred că e corect. De asta noi am fost împotrivă și vom vota împotrivă în Consiliu. Domnul Bucur, mai răspuns. E tardiv. Bine, trecem la vot atunci. Nu mai bine, domnul președinte. Eu aș veni chiar cu o propunere, să rămânem la cotizația de... Nu? Să le facem o propunere, dacă tot nu suntem de acord cu această cotizație, că ar fi prea mare. Nu? Să le punem și o variantă. Domnul președinte. Da, vă rog. Eu aș propune ca măcar o dată pe an și în împrejurări de genul ăsta când să vină cu rugămintea, să știe că forțează mâna să votăm anumite cotizații, să fie un reprezentant de la asociație, prezintă un punct de vedere, o justificare, o motivare, sau eventual să facă un raport și în legătură cu felul în care și-au desfășurat principalele activități pe care le-au desfășurat în anul în curs. Pentru că, într-adevăr, suma de a crește de 400%, mi se pare mie că este enorm. Și nu sunt argumente care să justifice această creștere. Domnul Măciucă. Aici se ajunge când credem într-un master plan, când semnăm contracte fără să știm ce anume semnăm, și o să ajungem peste 2-3 ani, că suma va fi de 10 ori. Și cum se zice aici în Consiliul Local, nu avem ce face. Trebuie să aprobăm. De ce trebuie să aprobăm? Bă, domnule. Deci, până la urmă, în comisie a fost părere cât de asta s-a și votat să trebuie nefavorabil. Deci, ca principal argument, este nu că e mare sau e mică creștere sau că de câte ori sau nu știu ce, în primul rând este nefundamentată, este neargumentată ca să fie mai explicit. Poate s-ar putea să fie o mică creștere de 4 ori, s-ar putea să fie mică, mare, mijlocie, nu mai contează. La orice lucru, când vrei să vii cu o majorare sau cu o modificare de preț, trebuie să ai o justificare. Și, în consecință, am ajuns cu toții la concluzia că ori o amânăm pentru data viitoare, pentru o ședință ulterioară, în care ATIS-ul să vină cu justificarea, cu explicitarea de ce este necesară mărirea cotizației, ori dacă nu, îi dăm respingere și data viitoare vor veni, probabil, cu o solicitare cu suplimentare. Acum este la latitudinea Consiliului care din cele două variante să fie aprobat. Ora mânare, ori... Da, domnul Mașu. Da. Noi o să plătim tarife mărite până în anul 2032, datorită unui contract pe care îl avem cu ADIS-ul. Dacă, întreb, dacă anul viitor există o posibilitate, o invenție, să ne reciclăm tot gunoiul aici, local, de ce noi să fim captivi la ADIS? De ce nu avem nicio posibilitate de a ne retrage sau să plătim mai puțin cu noi, nu? Să fim mai educați, să zic așa. Da, domnul... Eu aș dori să spun că propunerea domnului președinte al Comisiei Economice de amânare a acestui punct
este cea mai bună. Vom cere avizului relații suplimentare referitor la ce ați solicitat dumneavoastră, ce s-a făcut cotizația de anul trecut și care sunt argumentele pentru care această cotizație s-a mărit și acum a dumneavoastră de 4 ori. Vă mintea, fiind domnul președinte, dacă vreți să supuneți la vot și prima variantă și a doua de amânare ca să vedem exact care... O respingem pe prima. Eu propun să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Abține? Trei. Deci, implicit s-a și amânat, nu? Da, dar e diferență. Totuși. E diferență. E mare diferență. Că e una să o respingem și atunci urmează cursul, trebuie informatul sau de cele. Dacă era supus amânarea la vot, era altceva. Ei vor fi obligați să vină cu... Nu, cu... Dar nu, domnule, inițiatorul proiectului ăla trebuie să facă o propunere și domnul primar a făcut o propunere, dar... Bine atunci, cine este de acord cu amânarea punctului 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bineînțeles. Cine este împotrivă? Cine se abține? Abține, 3, abține. Bun, deci proiectul de hotărâre a fost amânat. Da, dar ar fi totuși necesar, după părerea mea, amânat, dar amânat trebuie să avem și noi, după părerea mea, totuși un punct de vedere. Încă o dată, așa cum a făcut și colegii dinainte vorbiri, trebuie să spunem acolo că solicităm să fie fundamentată suma, că solicităm să ne se facă pentru voi. Adresă la DIS și să spun de ce a fost. Adică o amânăm așa, dar nu spunem nimic. Ei au spus, vă precizăm că asta va fi cotizația, dar nu ne-o fundamentează. Deci eu zic că e bine să fie fundamentată și așa cum oriunde se dau niște bani, cineva spune, pentru banii ăștia am făcut aceste servicii, cât mulțumitoare, cât satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare. Da, vine și spune că a făcut ceva. Adică să ne fac o informare, exact cum s-a precizat aici. Da. Trecem la punctul următor. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă autorizată. Comisia a juridică. Juridică a vis favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supărim la... Pentru a da câteva amănunte, este iarăși un proiect pe care Târgu-Ocna va beneficia peste an și an, pentru că el va fi finalizat undeva în anul 2025. E o proiecție pe următoarea perioadă în care Târgu-Ocna ar trebui să ajungă undeva la 98,8% numărul de populație branșată și la sistemul de apă și canalizare. Și dacă îmi permiteți, din întreg materialul acesta, să amintesc doar ce va cuprinde ca esență, aglomerarea Târgu-Ocna, care cuprinde și localitățile Poieni, Vâlcele și Viișoara, ca și localitate componentă a localității Târgu Drotuș. Și aici se face referire că în cadrul etapei 2, 2014-2020, se propun următoarele lucrări. Extinderea rețelei de canalizare în orașul Târgu-Ocna pe o lungime de 10,13 km, realizarea unei stații de pompare. Aceste investiții vor fi executate în cadrul proiectului regional finanțat prin POIM și tot în cadrul acestei etape se va conecta la sistemul de canalizare a orașului Târgu-Ocna și satul Mișoara, sat component al UAT Târgu Drotuș. Acest proiect se va realiza și din alte fonduri, altele decât cele ale POIM 2014-2020, care este etapa 2. Etapa numărul 3, perioada 2021-2025, sunt prevăzute a se derula următoarele investiții. Extindere canalizare Târgu-Ocna pe lungime de 6,1 km, extindere canalizare localizarea Poieni, lungime 8,78 km, reabilitare canalizare Târgu-Ocna lungime 0,4 km. Deci aici avem datele despre canalizare, și am aici și toate străzile care compun aceste dimensiuni și pe apă. Pe apă, în orașul Târgu-Ocna se propun lucrări de extindere a rețelei de distribuție în lungime de 5,1 km,
precum și lucrări de reabilitare a rețelelor de apă în lungime de 25 de km. Asta sunt ca și date esențiale. Restul sunt tot felul de date, tot felul de analize făcute cu privire. Suma, investiția care se va derula la Târgu Ocna, aglomerarea Târgu Ocna, va fi undeva 6.676.800 de euro, de euro, fără TVA, raportat la anul 2016. Și aici avem 3.072.402 pe alimentare cu apă și pe apă uzată 3.604.398. Finanțați sau puși spre finanțare în etapa a doua, 2014-2020, iar diferența în celelalte etape. Cred că de data asta nu s-a mai scăpat nicio stradă, nu? Au fost mai multe runde de discuții în anul 2017, au fost mai multe solicitări și așa cum și dumneavoastră ați aprobat în ședințe anterioare de Consiliu în anul 2017, când, dacă inițial Târgu Ocna ar fi fost prinsă doar cu 7 km inițial de canalizare și 7 km de apă, noi avem nevoie de acești 24 și 24 de apă, și atunci dumneavoastră ați aprobat ca partea de cofinanțare cealaltă decât Uniunea Europeană, adică acei până la 10%, să îi suportăm de la, din bugetul local prin formele pe care vor fi atunci la îndemână. Și am analizat împreună cu colegii de la Tehnic, împreună la o discuție, chiar și dumneavoastră ați participat, împreună cu reprezentanții de la CRAP și am prins toate străzile. Aici, dacă dorește cineva o informație, pot să spun străzile, cum sunt prinse, în care program, care e reabilitare, care e... Da. Bun. Mai sunt discuții? Totul în viitor sună foarte bine. Măcar în viitor. Totuși, e vorba de dimensiuni și de extindere a zeci de kilometri, în care comunitatea nu își va permite niciodată din bugetul propriu să poată susțină aceste investiții. Asta e partea frumoasă, cam acceptat să predăm serviciul la CRAB. E partea frumoasă și, practic, nu prea aveam de ales. Dar spune la votare punctul 5 cu master, 4 cu master panel. Cine este pentru? Împotrivă? O abține? Mulțumesc! Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la DIM. Comisia Juridică a avizat. Comisia Economică? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Considerentele sunt ca și la punctul 1. Hotărâre la aviz același. Chiar dacă suma, am văzut că rămâne aceeași ca anul trecut. Să vină cu alimente. Avizul favorabil al Comisiei Economice a fost justificat de faptul că, nefiind o modificare, s-a luat de bază argumentația anterioară a anului anterior. Deși subscriu la părerea domnului Nuțu, referitor la faptul că anual ar trebui să existe măcar o informare cu ceea ce se face, un raport de activitate, ca să zic așa, la DIB-ului față de membrii săi. Și atunci îmi propun o amânare, dacă și la timpul și a DIS-ul să vină din partea fiecărui sindicatul reprezentant să ne prezinte, să justifică. Propun o amânare. Și eu, ca inițiator, propun amânarea și la ședința viitoare rămân cu vestea. Cine este de acord cu amânarea acestui punct? Și împotriva, ține de sunt. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, oraș Târgu Ocna. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Nu am nimic. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățăților de învățământ preuniversitar de sat și particular de faza orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2018 și 2019. Aviz favorabil, Comisia Juridică. Comisia pentru Urbanism, aviz favorabil. Da, vă rog. E o mențiune de făcut. Constatăm cu toții că societatea reclamă nevoia de forță de muncă calificată. Mă refer la posibilitatea de a fi din nou funcționar o școală profesională în orașul Târgu.
Avem un liceu tehnologic care, la care învață elevi de Târgu Ocna și Comun limitrofe. Sunt câteva profesii, am înțeles, acolo învață câteva meseriști, vreo 3 sau 4. Corespondența lor cu realitatea este undeva oriunde în afară de ceea ce ar trebui. Și sunt mulți care, datorită nivelul de pregătire care l-au, au ajuns în școala, în liceul tehnologic, eu știu, datorită dorinții părinților de a-i vedea pe copii terminând un liceu. Dar pregătirea lor în sine nu e de un nivel redus și cred că de multe ori prezența lor este la cursuri destul de slabă, iar frica de obiectele importante, matematică, eu știu, informatică și alte discipline care presupun un nivel de inteligență mai ridicat, îi fac să se abțină. Urăsc urma de pregătire, dar nu au alte soluții, dar veni la liceu. Dacă nici anul ăsta nu ne gândim pentru anul următor, deja suntem într-o fază destul de avansată și nu avem cum propune acum 2018-2019 înființarea școlii profesionale, dar măcar să ținem până la anul 2019-2020, să găsim posibilitatea să solicităm inspectoratului școlar de a interveni pentru crearea acestei forme de pregătire. Deci, agenții economici reclamă nevoia unei forțe de muncă calificată. E singura formă în care reușim să atragem din categoria tinerilor care au un nivel de viață mai modestă din punct de vedere material și probabil că dacă ar interveni și statul cu anumite gratuități în ceea ce privește echipamentul, cazare, masă, ar exista mai mult interes și s-ar putea acoperi această nevoie pe care o agenții economici, raportându-le cu precădere pe profilele care sunt majore în orașul Târgu. Mai da, vă rog. Așa cum știți, dacă coordonez activitatea în învățământ și sunt adresatic acolo, mi se pare potrivit să răspund la solicitarea domnului consilier Nuțu. A mai existat o discuție legată de această instituție de învățământ, care parțial nu a fost corectă. În ceea ce privește nemulțumirea unor agenți economici, chiar am intermediat discuții cu conducerea școlii și cu reprezentanții care răspunde activitatea practică a elevilor. Și am discutat și cu domnul primar, dar și anului anterior. Și vă adresez și dumneavoastră rugămintea să stabilim de comun acord pentru cei chiar care vor să cunoască activitatea din această unitate de învățământ. O întâlnire. În cunoștință de cauză să vă puteți pronunța și vis-a-vis de efectivele de elevi, și vis-a-vis de prezența la ore, și vis-a-vis de dotarea școlii, și după aia să putem să discutăm și să catalogăm o școală după, știu eu, discuții, după impresii, după alte surse care nu neapărat sunt oficiale. În ceea ce privește meseriile pe care le școlarizează această instituție de învățământ, să știți că decizia nu este doar a școlii. Discuția se poartă la inspectoratul școlar, unde se întocmește și la nivel de județ, la nivel local și la nivel județean, în acord cu cererea de forță de muncă de pe piață, un plan de dezvoltare pentru acele meserii care sunt cerute pe piață. În sensul acesta, sunt aprobate acele specializări și v-am spus și data trecută că există clase cu specializare mixtă, tocmai pentru că nu se poate, nu este suficient de multă nevoie pe piața muncii pentru un efectiv de 30 de elevi. Ceea ce privește frecvența, vă spun că eu sunt profesor la clasele a 9-a și a 10-a de la acea instituție de învățământ în anul acesta școlar. În anul școlar am avut și ore la seral. Dacă pentru seral putem înțelege anumite situații, să știți că clasele sunt cu efective foarte mari, sunt și cu peste 30 de elevi în clasă, iar prezența la clase este de multe ori de peste 25. Vă spun că, din punctul acesta de vedere, chiar au existat atenționări ale celor de la Sanipic sau știu eu ce alte firme, vis-a-vis de faptul că sunt prea mulți elevi într-o sală de clasă așa de mică.
Să știți că există frecvență și vă spun și rețeta, pentru că frecvența se datorează faptului că dacă un număr de absențe, de 10 absențe pe lună, ei pierd bursa profesională. Deci ei sunt direct interesați de așa ceva. Ce va decide ulterior familia, ce va decide ulterior dezvoltarea economiei, se va vedea. Ei sunt obligați și au prezență și la orele de practică. Nu avem un sistem de învățământ chiar așa de bine pus la punct, în așa fel încât elevul să fie reorientat dacă nu are abilități pentru meseria respectivă, să-l poți întoarce din drum, probabil că se vor mai modifica în sensul ăsta. Din punctul ăsta de vedere, haideți să hotărâm o zi în care cei care doresc să știe cu adevărat ce se întâmplă la Liceul Tehnologic, să mergem să vedem, să putem discuție și cu cadrele didactice și să vedem instituția de învățământ și chiar să ne putem pronunța după aceea. Mă iertați că am fost poate prea... Dar eu nevoie să dau o replică. Vă rog. Pentru că discutăm despre orașul Târgu Ocna, despre cetățenii acestui oraș, despre elevi, despre profesori din această școală. N-am nici de aparte. Intenția să aduc un afront asupra cadrului didactice de acolo, necunoscându-le în mod concret activitatea, dar da, să raportez la rezultatele pe care le-au obținut la bacaloriat. Nu, parcă așa era vorba, că au promovat bacaloriatul 50%, dar s-au prezentat numai 2. Nu? Deci un singur candidat care a reușit să ia examenul de bacaloriat. Putem trage niște concluzii. Mai puneam o întrebare odată în urmă și n-am primit răspuns, probabil că nu eram suficient de documentați cei care eram în măsură să dăm un răspuns, în legătură cu câți dintre cei care au terminat aceste cursuri ale Liceului Tehnologic s-au angajat în graza localității Târgu Ocna și eu știu cât de ușor s-au integrat în activitate urmarea meseriei pe care au învățat-o cei 4 sau 5 ani de zile din programul. Mulțumesc. Vis-a-vis de aceste discuții și vă rog frumos să-mi dați cuvântul, în ceea ce privește bacalaureatul, cred că putem să privim acest aspect oarecum de diferențiat. Nu putem să comparăm nivelul de pregătire al elevilor care fac strict studii teoretice cu cei care își doresc o specializare practică. Din punctul ăsta de vedere, elevii de la Liceul Tehnologic nu au același parcurs profesional ca cei de la Colegiul Cenegri. La Liceul Tehnologic ei parcurg 3 clase de învățământ în zi pentru a obține un anumit nivel de calificare, după care numai cine dorește să-și completeze studiile merge la învățământul seral și mai face încă 2 ani și jumătate. Deci ei termină cursurile liceale în 6 ani. Cei mai mulți dintre ei își doresc să fie doar absolvenți de liceu pentru că mai primesc un supliment la calificarea profesională. Deci cea mai mare parte dintre ei, și nu vă ascund faptul că sunt și persoane înscrise la seral și au fost mai în vârstă decât mine. Da. Persoana respectivă nu se va înscrie pentru bacalaureat. Se va înscrie dintr-o ambiție personală sau pentru a putea fi retribuit în consecință. Pentru că dacă n-are studii și nu este absolvent de liceu, s-ar putea ca angajatorul să-i solicite acest lucru pentru o remunerație corespunzătoare. În ceea ce privește integrarea socioprofesională, probabil că pot fi discuții. Eu știu că pe partea de mecanici auto și pe partea de alimentație publică turist, pe raza județului, sunt destul de bine văzuți. Probabil că o să mai avem, din punctul ăsta de vedere, ceva de lucrat și pentru alte specializări. Să știți că la Croitorie există multe solicitări, dar, din păcate, există și o altă, oarecare mobilitate. Sunt persoane care termină cursurile de bucătari ospătari, dar pentru că, nu știu, ce nemulțumiri au legate de aceste firme de angajare, se angajează la Croitorie ca necalificați. Sunt diferite, nu știu, fluctuații pe piața muncii. Dar în ceea ce privește bacalaureatul, nu putem să privim cu aceeași unitate de măsură cele două instituții de învățământ. Chiar copiii ăștia provin din niște medii cu probleme sociale. De ce unii dintre ei? De ce neapărat își urmează cursul în liceu, tehnologic? Liceu înseamnă echivalență ca formă de pregătire pentru toți. Școala profesională înseamnă altceva. Dacă vrea să facă liceul la seral, dă diferență și urmează anul 3 și 4 sau 4 și 5 la cursuri fără frecvență. Dacă același nivel de pregătire e echivalent ca școala profesională. Dar nu-i zic liceul tehnologic și zic școala profesională. Pentru că nivelul lor de pregătire să fie iertat, nici pentru acolo, nici pentru școala profesională. Spune liceul tehnologic pentru că ar avea posibilitatea să școlarizeze
populariseze și clasă de nivel liceal cu profil tehnologic. Eu știu că nu s-a aprobat așa. Să dea bine că pe piață am ajuns, am adus copii, nu le spun cu diplomă, dar cam asta se vrea, nu? La nivel de calificare, eu cred că e... Calificare, e proba practică care o face, dar face provată la locul de muncă, nu... Eu zic mai întâi ziată, că m-am oprit în urmă. Haideți să mergem să vedem ce e acolo, să vorbim cu carele didactice și după aia vedem mai multe. Mă interesează corespondența cu practică. Îi merg la practică, la schimb de experiență, primăvară și în Spania și în Cipru, să știți. Da, domnul viceprimar. Dar cred că este bine să vină propunerea din partea asta, așa cum spunea și domnul Muțu și... E ce potriva, doamne, parcă am să împrim discurs, pentru că avem nevoie de oameni care să învețe măcar să desfacă un șurub, să schimbe o priză, să... Știți? Și pentru că ducem o lipsă totală de meseriași pe piață. Și nu e rău să facem și propunerea asta. Cei care sunt la liceu tehnologice nu au idei, nu au dorința neapărat să aibă bacalaureat. Nu au puterea, nu au resursele, nu sunt dotați. Trebuie, da? Și să înveți o meserie, că se capă. Cei mai buni meseriași au plecat în străinătate. Nu găsim un meseriaș să schimbăm o instalație sanitară, o instalație electrică. Dar noi trebuie să facem propunere, pentru că studiul ăsta se face din ministerie, din nu știu ce, și ce domne de piață, nu se cere aia, nu se cere aia. E bine să avem meseriași. Vă mulțumesc. Dar o singură întrebare vreau să vă pun. În județ, în țară, sunt școli profesionale sau nu sunt? În țară sunt. În țară cu siguranță sunt. Da, de obicei sunt licee. Păi, trebuie prea mult în pas. Dar chestia cu campusul, cu posibilitatea ca ei să fie cazați, să fie hrăniți și să trăiască într-un alt mediu, ar fi extraordinar de benefică pentru unii dintre ei. Și naveta aici privează. Și copiii ăștia muncesc foarte mult acasă. Sunt copii care merg la pădure. Dar vin de familie cu situație materială foarte bine. Da, da. Domnul Ilie, vă rog. Doar o clarificare vis-a-vis și de problema ridicată de domnul viceprimar, dar și de problema ridicată de domnul Bosuc. Eu cred aici că lucrurile sunt pe undeva la mijloc. Ar trebui să se excludă una pe alta, ar fi vreo problemă dacă ar funcționa în cadrul liceului tehnologic, să zicem, una sau două clase de școală profesională. S-ar exclude. Dar nu știu cu ce ar schimba. Păi, exact ceea ce spunea domnul Muntru. Cei care vor să facă cu adevărat meserie, probabil nu interesează bacalaureatul și interesează să ajungă cu un certificat de calificare în fața unui agent economic și să se angajeze. Și atunci urmează o școală profesională și dreptul lui ulterior, dacă își dorește să-și completeze studiile. Și întâmplă. După ce termină, îi dă școală profesională terminată în materia respectivă și pe urmă eu continuă studiile la fel. Deci așa e. Deci ăsta e profilul școlii. Deci școală ei se opresc la învățământul de zi cu calificările pentru că le deci pe urmă, dacă se exclud. Nu. Dar să știți că o bună parte din trei clase de zi, cam una de seranță ca și. Și sunt persoane și din afară. Practic, sunt cei care au terminat la zi. Eu, de exemplu, am unitatea de centru și chiar am practicat. Și la bucătărie și la... Sunteți mulțumiți de ei? Da, mulțumiți, deci îi dăm aprecieri. Domnul Brăzăcu face parte și din Consiliul de Administrație. Și chiar sunt mulțumit, pentru că am avut două fete pe întâlnivarea prima aglomerat în centrul nostru și chiar le-am avut, chiar am dat două fete, care erau practicate de amândoi. Eu nu am voie în primul an, dacă nu știu ce încează să ducă la agentul economic, legea lui Petru. Chiar dacă nu sunt în oraș, trebuie să facă practică în școală. Da. Deci am șapit. Bine, mulțumim. Putem trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținem-se. Punctul următor, cel mai important. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Târgoviana pentru anul 2017. Comisia Economică... Comisia Juridică Adresabilă. Alte comisii, nu. Am avut și noi, dar fiind o însușire, n-am dat aviz. E o însușire, luăm parte ea. Noi tot am fost de acord că sunt... Evaluarea făcută de domnul primar nu este obligatoriu să vă însușiți așa cum dânsul a propus. Pe atunci trebuie să spunem acord, aprobare, nu însușire. Noi tot am fost de
că avizul este favorabil, am apreciat activitatea, că chiar am zis că e prea... se face de către domnul primar. Am zis că chiar e prea exigent domnul primar. Dar Consiliul Local trebuie să o însușească, așa spune legea. Bineînțeles. Dacă dorești... E de însușire? N-am mai dat timpul, n-am mai și chiar nu-și face. Sunt discuții? Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru însușirea raportului? Mulțumesc. Împotriva abținerea în unanimitate. Punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii colaborării dintre orașul de Râna și UNICEF România în cadrul proiectului incluziunii sociale prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău. Comisia economică a disfavorabilă. Dacă sunt discuții? Vreau să spun eu ceva. Citind materialul, m-am îngrozit de valoarea absolută a cifrelor aia, numărul copiilor, 5-600, 700 în situații defavorabile. Aici cred că depășește cu mult acest punct, acest program și acest, eu știu, chiar această ședință, nu știu, dacă ar trebui gândite la o populație de 11.000 de locuitori, să ai peste 5% copii în situații defavorabile, cred că e ceva destul de jenant pentru noi, pentru orașul nostru. Dacă numai UNICEF, ar rămâne numai UNICEF, ar fi prea puțin. Nu știu dacă progresează de la an la an, progresează sau scadă aceste cifre, dacă nu cumva cresc. Poate că, în perspectivă, în anul ăsta a centenarului, să ne gândim și noi, eu știu, cum am mai putea ajuta ca aceste cifre să scadă. E viitorul acestei țări. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre prin preluarea dreptului de concesiune stabilit în baza contractului de concesiune numărul 29 din 4 octombrie 93 pentru imobilul teren situat în Târgu Ocna, strada Gerarhe Eremia Grigorescu numărul 6 de sub Bacău, proprietatea orașului Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia favorabilă. Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Nu am limitat, da. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre prin modificarea articolului din hotărârea Consiliului Local numărul 76 din 28 august 2014 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, aprobat prin HCL numărul 36 din 99. Comisia Urbanism a fost favorabil. Economica a fost favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Punctul 12. Proiect de hotărâre prin predarea rețelelor de apă din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, aferente proiectului de investiție, reabilitarea rețelei de apă în stațiunea turistă Târgu Ocna, județul Bacău, către operatorul serviciilor de apă și canalizare, SC Compania Regională de Apă Bacău. Comisia Și urbanismul a fost favorabil. Comisia Economică. Sunt câteva mențiuni de făcut. Eu zic că, ținând cont de faptul că rețeaua de apă, canalizare, care a fost reabilitate, înainte de a intra în master planul cu Adigo, ar trebui să fie totuși luate în calcul ca o investiție făcută de către Consiliul Local, pentru că acea rețea de apă și canalizare nouă, care a fost făcută și mi se pare că a fost finalizată prin 2010-2011. Ar trebui să constituie un aport substanțial pe care s-a adus o altă la buna funcționare a distribuirii apei în localitatea noastră. Noi am avut divergențe foarte serioase cu cei de la CRAP, în ceea ce privește sumele care ne le-au pretins atunci când au preluat din partea din sectorul gospodăriei comunale acea parte care se numește apă canalizare. În sensul că au luat numai activele, n-au luat și pasivele. Cred că ar fi momentul, de data aceasta, să încercăm domnul primar, nu știu, printr-o adresă, să ne mai reamintim încă o dată că OAT-ul a făcut chiar și împrumut cu parte din cofinanțare, cu banii care au fost plătiți astăzi împrumut la bancă.
Și ei continuă să ne perceapă penalități la acele datorii pe care le-au impus. Nu am așa să le numesc altfel, că trebuia să și le preia și să le însușească. Acum noi le dăm o rețea nouă de apă. O rețea care ar fi trebuit să o preia și să facă branșamente încă din 2010, de când a fost finalizat. Suntem în 2018. Pe parcurs, OATO s-a implicat, le-a dat apă la unii dintre cetățeni care așteptau, că s-a făcut extindere de rețea de apă. Serviciile de branșare s-au făcut pe costurile OATO-urilor. Alte cheltuieli care sunt în plus și purtate de către noi. Poate îi convinge de data aceasta să înțeleagă că au și obligații față de acest poate, ținând cont de faptul că mai discutăm despre problema cu casa de apă de sursă la Vincere, discutăm despre penalitățile astea care încearcă să ne menționeze în continuare în obligația noastră și e un moment de a putea fie să le aducem la cunoștință scris, fie în baza unei negocieri. Dacă vor veni, dar nu știu, ei nu vin, că de regulă așteaptă să-i ducem noi la ei. Vor veni cei de la DIC, probabil la discuții. Cravul nu are treabă cu noi. Ei ne cheamă. Așa o să ne trimit. Da, mai sunt... Da, vă rog. Da, observația făcută de domnul Nuțu, vreau să vin cu câteva completări. Contractul cu Cravul s-a făcut în 2010. Și propunerea dânsului sigur este foarte bună, s-a putea realiza. Deci, domnul Cotru, să vă invităm în Știința Consiliului Administrației de la CRAP, cu domnul Cicotaru, să mergeți și noastră să le spuneți. Dar la data respectivă, nu s-a prevăzut nici dacă rezervorul de la Vulcele, la care plătim și astăzi noi chiria și rezervorul este folosit de ei, nu s-a spus nici ce se va întâmpla cu branșamentele care le-am făcut pentru că investiția s-a terminat în 2012 și de atunci până acum tot facem branșamente. Branșamentele le facem pe banii localității, iar ei și racordează. Pe canalizare încă avem probleme și vedeți că discutăm numai de cei 6 km de apă, deci este făcută această lucrare de atâția ani de zile, deci la 6-lea an acum, și ei doar acum vor să o preia la presiunile făcute și la discuțiile avute. Pentru că la un moment dat deși o mai înțelegem care e interesul lor. Dacă ai 70% pierdere acum și tu nu vrei să preiei o rețea nouă care îți va limita aceste pierderi, deja nu știm cum se gândește acolo. Am avut discuții cu directorul tehnic de la această societate. Am avut și procesele care le-am avut pentru că, așa cum spuneați noastră, s-a preluat numai activul și a rămas pasivul și a rămas ca noi să ne judecăm și, sigur, am plătit acele sume și penalizări. Acum, noi, în o condiție care ne-am gândit și care atunci n-a sesizat-o nimeni, este că noi nu putem să ne mai ocupăm de apă. Deci această instalație care avem nouă, nu putem să o preluăm noi plus serviciul de la primărie. Ne-am angajat sub nicio formă să ne ocupăm de apă. Așa a fost contractul. Așa a fost aprobat. Noi suntem bucuroși acum că pot prelua această rețea nouă și va avea pierderi mai mici și, sigur, pe oraș, dar și cetățenii vor avea posibilitatea de a folosi această rețea. Poate vă aduceți aminte când am avut avaria în centru, în fața complexului. Au stat 3 zile fără apă cetățenii de la blocuri și rețeaua nouă era pe spatele blocului. Deci am reușit în această perioadă să facem aceste rețele. Bun. Am stabilit cu directorul tehnic să continuăm cu branșamentele, pentru că mai sunt câteva branșamente, și apoi să ne ocupăm de rețeaua de canalizare, cei 4 km de rețea de canalizare, care, sigur, nu este preluată. Deci, trebuie să o... Deci, nu numai faptul că le-am dat o zestre, numai faptul că Târgogna nu a fost ca alte localități care n-a avut niciodată apă, dar am dat zestrea care am avut-o atunci, poate nu le exprim foarte bine, dar am avut acele investiții pe apă, am avut și proiectul cu rezervorul de apă de 700.000 de euro, am mai avut și această investiție de 600.000 de euro și ne rugăm frumos și de ei să ne ia. În administrare, pentru că asta a fost condiția. Nu mai avem nevoie să ne ocupăm de această problemă. Pe vremea respectivă, serviciul era, l-am luat de la Edilitar și l-am adus la primărie. A funcționat, asta au fost regulile, noi le supunem contractului făcut atunci. Este bine să o predăm pentru a putea beneficia orașul și a reduce aceste pierderi. Deci, vă rog să aprobați proiectul așa. Am făcut și observația noastră de a încerca să facem, noi facem și o adresă,
Și chiar vă rog foarte mult să veniți în domnul reprezentantul Vladi și să ridicați această problemă în Consiliul de Administrație. Din câte ați văzut, s-a schimbat acum iarăși directorul de la CRAB. Nu mai este domnul Dejan, nu mai este domnul Dejan, este doamna Chiper, chiar și azi dimineața am vorbit cu dânsa. Sigur, sunt probleme și nu este ușor să administrezi acest companie. Mulțumesc. Vă rog. Întrebare pentru domnul primar. Care este vina cetățenilor că s-a greșit atunci în contract și noi trebuie să plătim acum? Pentru cine? Pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră. Asta a fost gândirea conducerii primării de la vremea respectivă. Nu putem contesta mai acum. Ne-am înscris în asociație și asociația s-a aprobat înainte, pentru faptul că partea frumoasă că suntem în această asociație sunt proiectele pe care le vedeți noastră. S-a terminat 27 de km de canalizare, stații de epurare, sunt lucruri care sunt 12 milioane de euro, nu puteam noi să le facem dacă nu aveam finanțare. Asta e partea cu investițiile, vedeți că și acum, iar primim 6 milioane de euro pentru investițiile care le vom face și un amănunt pe care m-a spus domnul Cristi, ei, fondurile europene cu prioritate finanțează extinderi, deci acolo unde nu este apă, dar reabilitările nu sunt prioritare, pentru că ei spun că reabilitările să le facă compania care a fost. În 2004, în 2003 am preluat de la fostul edilitar și am făcut un serviciu public în primărie, ne-am descurcat așa cum am putut. În 2010, asta a fost gândirea, s-a preluat câte CRAB. De fapt, a văzut că și celelalte primării au preluat CRAB-ul, nu numai primăria Târgu Ocna, s-a făcut un singur operator și acest operator se ocupă de administrarea cu apa pentru că nu se mai poate obține licență decât pe firme specializate care au obiectul unit de activitate apă. La salubrizare am avut această posibilitate de a nu fi la operatorul unic și avem operatorul nostru și vedeți că sunteți în AGA și sunt și aici destul de probleme. Faptul că s-a obținut licență, vom merge 5 ani cu operatorul nostru. Problema e că aici am avut o șansă, având fare și fiind obligați să ne ținem, nu am avut, nu suntem la operator unic. Vedeți că și cei care sunt la operator unic au probleme. Activitățile sunt complexe și sigur că la data respectivă s-a gândit așa. Acum vedem efectele. Noi ne zbatem să putem să facem, spre exemplu, și acest schimb. Dar varianta pentru rezervorul de apă, unde noi plătim în jur de jumătate de 1.500 de milioane vechi pe an chirie, către Ocolul Silvic, încercăm să facem un schimb de teren pentru a putea să nu mai plătim această chirie, care, practic, rezervorul este folosit de către companie și de servește cetățenii orașului și noi plătim chiria. Nu am reușit pe nicio cale să impunem ca chiria să fie plătită. Mai sunt discuții? Da, aș mai avea o rugăminte dacă reprezentanții noștri vorbesc în acest Consiliu de Administrație. Eu cred că ar trebui să solicităm, dacă până acum, zic eu, Consiliul Local, împreună cu executivul primăriei, am reușit să facem acele planșări câte s-au făcut, eu cred că diferența de planșări ar trebui solicitată să se facă de către companie, pentru că noi le dăm o rețea, să facă branșări pe propria cheltuială, fără să fie cumva implicați locuitorii orașului Târgu Ocna în plata acelor branșări. Da, și dar mai fi o chestiune, domnul președinte, dacă nu se trece mai repede la noua rețea, deci branșarea la noua rețea, cetățenii sunt tributare în continuare, să plătesc pe cotă parte din apa care se pierde pe rețeaua veche, care e impozitată și o grămadă de descurce. Când dacă vă uitați în factură, chiar discutam azi în comisie, și eu nu mi-am dat seama până acum, că într-adevăr percep o cotă pentru apa care este pierdută de către rețeaua care e impozitată. Dacă nu mai sunt, spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUS, construire locuință
și garajul, trezmuirile teren și racord la utilități, amplasament strada Crizantelor numărul 14E, extravilan, orașul Târgu Ocna, beneficiar Dudu Gică, Gică și Dudu Daniela. Comisia Juridică a dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate. Punctul 14. Proiect de hotărâre prin aprobarea tarifului pentru achiziții publice de salubritate pentru compania cu utilități publice Târgu Ocna pentru persoane juridice de pe raza orașului Târgu Ocna. Comisia Juridică a dus favorabil. Comisia Economică a dus favorabil. Dacă sunt discuții, probabil l-am discutat în ședința acasă. Atâtea discuții s-au, vă rog, atâtea discuții s-au putat de tema asta. Cu comisii am stat și în ședința aia, ore întregi. Până la urmă, n-am ajuns totuși la o soluție. Agenții economici sunt supărați și pe bună dreptate. Veniți aici cu un tarif de 550 de lei pentru... de metru cub sau pe tot? 180 de tone. Văd ceva aici, 50 de lei pe metru. Da, pe tonă, pe, ce se întâmplă? Agenții economici plătesc acum la cub la metru pătrat. Nu știu dacă e un corect mod de calcul. Sunt agenții economici, este și cel care face, știu eu, are o societate care face, nu știu, să vă dau un consiliere psihologică. Să zicem, deschide un cabinet psihologic. Nu face la mizerie și deșeuri. Nu pot să-l taxez la metru pătrat cum îl taxez pe ăla care are un atelier de tâmplărie. Haideți să găsim o soluție, că nu corect cum e, cum e. Și este logic și normal ca agentul economic să fie unii să fie. Bro, eu zic că se poate explica că administrator pot să face plasa pentru agenții economici. Vă spun cum sunt, eu mulțumesc colegii, unii agenții economici. Da, mai sunt... Vă rog. Vă rugăm, ar trebui să trebuie în 2017 referitor la modul de calculare și de tarifare a persoanelor juridice. Regulamentul prevede că acest calcul se face în funcție de mai multe criterii numai de angajați. În funcție de activitatea industrială prestată, se ia în calcul numărul de angajați, metri pătrați ai activității industriale prestate, suprafața care produce deșeuri, dacă este școală, numărul de elevi care este la școală, dacă este spital, numărul de paturi din acest spital sau policlinică, dacă este cantină, numărul de mese sau... toate acestea se regăsesc în standardul de referință cu privire la modul de calculare a generării deșeurilor de persoanele juridice care au diferite activități economice. În anul 2017, prețul pe tonă, calculul se face în tone sau kilograme, prețul pe tonă a fost 273 de lei, iar începând cu 1 ianuarie 2018 este 280 de lei tonă. Atunci hai să le cântărim. Tot în standardul de referință este prevăzută o normă prin care se echivalează deșeul menajer netratat, uscat, care un metru cub este egal 350 de kilograme. Este normă. Deșeul menajer în general, adică referindu-ne la deșeu atât menajer netratat și uscat și umed, variază de la un metru cub 200 de kilograme până la 400 de kilograme. Dar în normă este prevăzut 350 de kilograme deșeuri menajer uscat, netratat. Și noi folosim această echivalență. Agenții economici se plâng că nu luați nici la metru cub, nici nu cântăriți, nici la kilogram. Luați după o formulă aleatorie. Formulă din standardul de referință, dar este un standard de referință aprobat la nivel național. De asta nici nu v-au și nu este o formulă, este o modalitate de calcul. La momentul respectiv, când a fost făcută nota de fundamentare, v-a fost prezentată. Are 16 pagini. Pentru că sunt foarte mulți parametri. În funcție de tipul activității, număr de angajați, sunt foarte multe lucruri.
Păi, în general, ar trebui ca toți parametrii ăștia să-i știe toți agenții economici? Sunt în regulamentul aprobat. Este anexă la regulamentul aprobat. E public pe site-ul primăriei. Ce voiam să subliniez? Față de vechiul regulament din 2013, cantitățile care se plătesc în realitate sunt de vreo 4 ori mai mici. Pentru că indicii actualizați, conform standardului de referință, sunt mult mai mici față de 2013. Însă, din cauza că tariful pe tonă a crescut, de cele mai multe ori prețul plătit este echivalent, dacă nu e egal. Dar de obicei nu mai mult. Nu s-a întâmplat să fie mult mai mare, poate 10%. V-am spus că nu există nicio corelație între gunoiul produs și gunoiul plătit. Tocmai v-am explicat gunoiul. Atunci, de ce plătim ceva ce nu producem? Vă pun în întrebare asta. Da, cred că ar trebui să fim un pic mai flexibil cu fiecare agent economic în parte și dacă el e izolat și se poate cuantifica cantitatea, nu mai luăm după ce norme are numărul din parcuri sau mai departe. El are 3 kg să plătească 3 kg. Chiar dacă s-ar putea ca după numărul din parcuri să plătească mai mult chiar sau mai puțin. Cred că articolul 9 litera E, n-am la mine regulamentul, este prevăzută și posibilitatea ca pe bază de anexa 3 care este prevăzută în lege să putem face ridicarea deșeurilor pe bază de cantitate. De exemplu, penitenciarul avem pe bază de cantitate atât cu Țărâncuța cât și cu Crizantemul, cu ambele. Mai avem în oraș cu Trioprodu. Practic, la momentul în care, chiar dacă nu avem mijloace de cântărire, la momentul în care mașina de gunoi se deplasează acolo, se semnează un proces verbal de ridicare a numărului de containere. Containerul este normat la 1 metru cub, se face transformarea cu 350 de kg într-un metru cub. La sfârșitul lunii se dă anexa 3, se face calculul pe suma ridicată și se plătește la 280 de lei tonă. Și unde se poate, trebuie generalizat. Dacă și agenții economice sunt de acord, dom'le, În principiu, astăzi am avut două negocieri de contract, ieri am avut vreo 6. În principiu... Dragă, pentru agenții economice la parter de bloc, n-ai ce să faci. Aia trebuie să le iei la suprafață, pentru că duc noi o... Sunt situații și situații, da. Dar pentru cei care sunt izolați cât de cât, bine. Mulțumesc, mai sunt lor de poziție la acest punct. Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abținere? Punctul numărul 15. Tot legat de această comandare. Proiect de hotărâre prin aprobarea tarifului de colectare transport a deșeurilor abandonate pe raza orașului Târgu Ocna, preluate de compania de utilități publice Târgu Ocna. Comisia a uitat disfavorabilă. Dacă sunt discuții? Haideți să vreau să spun. Legat de, chiar dacă am trecut de punctul anterior, care are legătură una cu alta, sunt agenți economici care sunt nemulțumiți de faptul că dumneavoastră mergeți și le luați gunoiul de acolo și stabiliți, containerul este plin pe jumătate sau un sfert și spuneți, are 0, nu știu câți metri cub. Ar trebui să procedați ca cei de la CRAB, de exemplu, care merg la agentul economic și ia indexul de la apă, de la controlul de la apă, să-i pune să semneze și dumneavoastră și ei semneze. Ți-am ridicat containerul, a fost plin, semneze, dar cu plin ai avut un metru cub. Sigur. Astăzi am avut discuție cu un agent economic și a ridicat această problemă, să știți. Înseamnă că trebuie să angajez doi. De ce să angajez doi? Scrie șoferul procesului. Scrie șoferul care vreau. Eu v-am spus ce problema a ridicat astăzi. Un agent economic important din acest parte. Vă rog, domnul, vă dau și numele adevărului. Dacă vrem să facem urmă de sectorul ăsta de deșeurilor abandonate, cu certitudine trebuiesc montate, puse acele... Asta, să discutăm de... ...supraveghere, ca să locurile
care, într-adevăr, este risc unde putem să identificăm pe cei care le depozitează și mai mult decât atât am aflat astăzi că mai sunt unii care aduce până la trei părți deșeuri la Târgu Ocru. Și le... Acum ăștia le pun cel puțin în contarele noastre, dar atunci altă democrație să ieșim. Dacă avem, dacă avem contarie, am să pun. Mai sunt discuții? Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre, trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre prin stabilirea prețurilor și tariful plătit de compania de utilități publice Târgovna, în relație cu clienții, persoane fizice și juridice, precum și a tarifelor orar pentru prestațiile executate de societate. Comisia juridică a fost aprobată. Economica a fost aprobată. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și ultimul punct, penultimul de fapt, raportul primarului cu privire la aducerea în deplinire a hotărârii Consiliului Local Târgovna, adoptată în anul 2017. L-ați citit? Aveți, da. Aveți observații? Nu? Bun. Mulțumim. Deci aici nu votăm. Trecem la punctul de suplimentar. Proiect de hotărâre prin aprobarea scrierii unității administrative teritoriale orașului Târgovna, planul de amenajare a teritoriului național, secțiunea localități cu potențial turistic foarte mare. Comisia juridică a fost aprobată. Dacă sunt discuții, da, vă rog. Sunt discuții. Mă gândesc că dacă trecem la o stațiune turistică cu potențial foarte mare, să crească, iar taxele și impozitele, iar nu o să resimțim ca în Austria, ca utilități, ca servicii și ca stare economică a orașului. Asta e tot ce am avut de spus. Dar ne poate spune cineva ce înseamnă foarte mare, foarte mic, mediu sau câte categorii sunt? Există ceva mai mare de foarte mare? Nu. Deci suntem pe asta se gătură. În limba română există, nu știu dacă există. Există la nivel național. La nivel național există. La nivel național există planul de amenajare a teritoriului național, în care în anexa 8 sunt trecute localitățile cu potențial turistic. Există la nivel interministerial la București o comisie care se întâlnește de câteva ori pe an, care ia, analizează documentația depusă de localități și le încadrează în localități cu potențial turistic și localități cu potențial turistic mărit, cum dorim noi acum să facem. Târgovna apare în planul național de dezvoltare a teritoriului, de amenajare a teritoriului, cu stațiune de potențial turistic. Nu are nicio legătură cu impozitele și taxele locale. Pentru a dezvolta proiecte, și așa cum avem noi proiectul depus la, pe măsura 7.1, dacă ești localitate, de exemplu, pe 7.1 nu a putut accesa decât cei care au, sunt stațiuni turistice, dar stațiunile balneare au fost punctate incluse. De asemenea, fiind stațiune cu potențial turistic ridicat, avem punctaj mai mare. Asta e singura variantă. Și acesta este singurul mare avantaj. De exemplu, în ședința care va avea loc pe 6, și am primit invitația de a și suplimentat ordinea de zi, că astăzi am primit înștiințarea că această comisie interministerială la Ministerul Dezvoltării are loc și este Ministrul Secretar de Stat, care prezidează ședința, și unde, ca împuternicit pentru Asociația Orașului, sunt, orașelor din România, sunt eu. Este un împuternicit, un singur, o singură persoană pentru Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor și Asociația Comunilor. Și la orașe, Asociația Orașelor m-au desemnat pe mine. Și acum avem trei localități. Avem Moineștiu, care este stațiune turistică de interes local, dar doresc ca în planul național să apară cu potențial turistic și noi să trecem de la potențial mic la potențial ridicat de turist, pentru că avem acest obiectiv și putem să ne încadrăm în această categorie.
Avem doar avantaje dacă suntem aici. Acest plan național este cum ar fi pugul din oraș și dacă în pug nu este, zona nu e nominalizată pentru aceste lucruri, nu poți promova. Deci eu vă rog să promovați, să promovați proiectul așa, pentru că este doar în interesul de a promova proiecte și a aduce bani în localitate. Nu are nicio legătură cu impozitele și taxe locale, pentru că, pe care știți că l-ați aprobat pe impozitele. Mai sunt doar de post, dacă nu o supunem la voce. Da, eu chiar sunt convins că Târgu Ona are un potențial ridicat. Un mare potențial. Noi trebuie să facem eforturi să exploatăm. Să ne ridicăm la nivelul lui. Să exploatăm acest potențial. Da, eu îi mulțumesc domnului Rusu pentru afirmația că o face. Județul Bacău doar stănicu are potențial ridicat și urmează să fim și noi. Dacă am reușit ca în 2002 să fim stațiune de interes național, în 2013 să fim stațiune bală, s-a făcut cu eforturi din partea noastră. Însă rugămintea mare este că aceste titluri pe care le-am obținut și anul trecut am obținut și licență de exploatare pentru izvoare și vedeți că suntem poate singura localitate din România care am luat licență pe primărie pentru izvoare și vedeți ce se întâmplă la vecinii noștri la Stănic când se bat pentru această licență și primăria a reușit acum să obțină licență de explorare. Deci gândiți-vă că încă 3 ani de acum sunt monitorizați ca să poată obține licență de exploatare. Este pentru faptul că s-au făcut eforturi din partea consiliilor locale care au fost până acum și sigur și a dumneavoastră și a salariaților primării, că trebuie să le mulțumesc. Ca să ne menținem la acest nivel, trebuie să facă eforturi fiecare dintre noi, fiecare cetățean, fiecare agent economic, pentru că am informația la domnul Ilie, dacă în 2016 am avut 216.000 de turiști, avem acum 256, 20% mai mult transferat în România și este un lucru mare. De aceea trebuie să depunem eforturi să ne menținem, pentru că vedeți că Târgu Ocna, de când este stațiune, a crescut de 20 de ori bugetul orașului și de când suntem stațiune turistică, am adus, s-a construit în oraș atâtea pensiuni și direcția pe care am luat-o este bună și faptul că turiștii sunt în creștere este mare lucru. Tocmai de aceea vă informez că pe data de 25 februarie la Târgu Ocna va avea loc adunarea generală a orașelor din România și a Asociației Orașelor din Republica Moldova, pentru că Asociația Orașelor a considerat că Târgu Ocna fiind înfrățit cu 5 orașe din Moldova, putem să dăm un exemplu și celorlalte localități din România. Poate asezați și dumneavoastră că la Revelionul pe vechi și în Târgu Ocna și în Stănic au fost turiști. Și acesta este foarte, foarte important. De asemenea, și colaborarea pe care o avem cu Ucraina, o să merg o delegație zilele viitoare. Acolo încercăm să ducem medici și să aducem medici din Ucraina care să recomande stațiunea Târgu Ocna și stațiunea Stănic. Facem eforturi pentru a merge pe această direcție și a mări numărul de turiști. Vă mulțumesc! Domnul Mărșu! Da. Potențialul unei stații bune este dat de activitatea economică, de nivelul de trai al locuitorilor și de perspectivele de a investi în stații bune. Nu este dat de un titlu pe care îl luăm sau îl trecem dintr-un domeniu în altul, o stațiune. Dau exemplu, stațiunea Râșnov. Asta e tot ce m-am găsit. Bun. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Obține? Mulțumesc. Înainte de a încheia, domnul Gărăcu, vreau să mai spune ceva. Da, deci la cetățenii au venit cu o propunere a mei care poveste schimbă adresată și mă rog să o ridic în ședința de astăzi. Mă adresez cu domnul Cristi Ciupăreanu. Vin cu rugămintea să ne gândim la o soluție să montăm niște bancare, panouri, cu numele cartierelor care avem în Târgu Ocna. Adică cartierul Vâlcele, cartierul Poien, cartierul care mai este Vicoara. Cei care vin la noi să știe ce cartier se află, Pisești și așa. Dă și bine, adică e o orientare și turistică și... E o idee foarte bună și am trecut chiar am pus un panou indicator cu cartierul Părul, pentru că e un pic da. Calitate, dar putem să punem și aceste lucruri. Dar de... existat pe Poiet. Da, păi probabil a fost indicatorul cu păcuri și fiind și o zonă, se termină partea aglomerarea urbană, după aia e o perioadă de... Din Târgu
oferă la Poiat, s-a deplasat cu ocazie și i-a spus oferă la Poiat, la Poiat, pe unii asta. Corect, corect, aveți dreptate. Mulțumesc. Ce mare, mare. V-aș consulta și vă cer o părere. Cei de la Vicola Internațional au în localitatea Tricopa un teren în suprafață de 16.851 de metri pătrați, curs construcții în Travilan, cu niște teren și au și niște construcții, au toate utilitățile, post de transformare, au gaze și vin și vor să vândă acest teren. Dacă dumneavoastră considerați, eu doar vă spun ca și informare, că ar trebui să ne intereseze, putem face o scrisoare de intenție către ei, pentru că, sigur, s-o face evaluare, vom ști. Însă, pentru dezvoltarea orașului, ca zonă industrială, este acea zonă începând de la Abator și până jos la stația de epurare. Dacă credeți că este de interes, atunci vom testa și vom vedea ce terenuri sunt puse. Putem să vă informăm și să vă mulțumesc că ați aprobat. S-a finalizat la sfârșitul anului cumpărarea terenului de la fosta poliție Târgovna. Deci au venit cele două persoane din Germania, s-a făcut un credit la CEC, plățile s-au făcut de către CEC și putem spune și a văzut acolo la îndeplinirea hotărârilor Consiliului că a fost una din hotărârile importante. Să vedeți că peste an, acest teren, construcțiile care sunt, va fi foarte important pentru orașul lor. Deci aș dori să vă spuneți părerea și referitor la acest teren, pentru că în continuare avem informații că și cei de la Foserco doresc să vândă terenurile. Înțeleg că proprietarii acum sunt undeva prin Statele Unite și deși Foserco a fost o societate care la un moment dat avea câteva sute, 700 de salariați, nu au acum un singur salariat, cei care sunt în Consiliul de Administrație a societății care a preluat pe a treia societate, doresc să înstrăineze aceste terenuri. Cred că și zona de acolo este o zonă pentru dezvoltare industrială a orașului și atunci când dorești să atragi un investitor, trebuie să-i spui ce-i oferte. Și dacă spui că am un teren în suprafață de care are utilitățile, sigur că el nu se va duce în toată localitatea, unde n-are nimic și aici noi avem tot. Acesta este principiul după care cred eu că trebuie să ne orientăm puțin spre aceste terenuri, având în vedere că și când am avut vizita ambasadei din Cehia, Belarus, la noi, ei au fost, vă rog să ne spuneți ce puteți oferi investitorilor. Vă rog tare mult să vă pronunțați asupra acestei bune și dacă merită, să pornim demersurile. Nu vă pot spune acum nici cât, nici în ce condiții, nici cum. Dar ar fi bine ca aceste terene să rămână ale localității și eventual vom stabili tot împreună ce vom face cu ei. Mulțumesc! Ne rămân oricum al localității, că nu vine nimeni să ia terenul și să-l ducă nu știu unde. Observ că primăria este în continuare un agent imobiliar foarte important pe piața din Cervoia, în loc piața să stabilească prețul și să dezvolte în mod natural. Nu știm nici acum ce se va face pe terenul cumpărat de la poliție cu suma de 100.000 de euro și noi mai sperăm un răspuns de la domnul primar. Poate se întâmplă în viitor, vom face, va fi excepțional, fantastic. Menține. Cred că legat de terenul ăsta agricola, agricole, cred că nu putem stabili acum. Cred că e o problemă prea importantă. Dacă merită să ne interesăm, să le facem o adresă de intenție, să părerea, facem corespondență astăzi. Părerea mea, pot să vă spun și eu, sunt... N-aș mai fi de acord să mai cumpărăm, numai că trebuie să ne cam oprim, că chiar nu putem deveni agent imobiliar. Iar un investitor știe el să-și aleagă terenurile, să-și ia în calcul. Depinde acum și potențialul, câți bani mai avem noi, câte credem, mai putem face, zic eu. Nu știu acum. Dar nu, oricum nu putem lua o hotărâre acum aici, eu zic, că e prea de vreme. Dar eu vreau să felicit încă o dată pe doamna secretară a Consiliului Local, doamna Corina Băsoiu, care astăzi, față de care astăzi ne-am însușit calificativul din sedii foarte bine și venim mai de curând în primărie, am observat în ăsta un cooperant, nu numai cu mine, și cu toți colegii și cu toți cetățenii, este un om extraordinar.
Merită felicitări. Să rămâne și succes. Succes. Dacă nu mai sunt, vreau să închei ședința. Mulțumesc.